Și domnilor colegi, domnule primar, domnule secretar general, supun a aprobării Consiliului Local al Municipiului Botoșani proiectul privind ordinea de zi a ședinței noastre de astăzi. Dacă sunt discuții, Dacă sunt discuții în legătură cu ordinea de zi, atunci, stimați colegi, vom trece la vot ordinea de zi care conține acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Botoșani laureatului Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu, opera Omnia, pentru anul 2020, domnul Vasile Dan, precum și acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Botoșani, laureatului Premiului Național de Poezie, opera Omnia, Mihai Eminescu, pentru anul 2021. Dacă sunt discuții, nu sunt, atunci vă supun votului proiectul de hotărâre privind acordarea celor două titluri. Ordinea de zi să o supunem la vot, iertați-mă, cine este pentru, cine se abține, cine se hotărâ împotrivă, votăm. S-a votat ordinea de zi, având 100% numărul de voturi necesar aprobării acestea. Prin urmare, trecem la votarea ordinii de zi propriu-zise pe care am anunțat-o anterior, acordarea titlurilor de cetățean de onoare al municipiului Botoșani laureaților edițiilor din 2020-2021 a Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu, opera Omnia. Avizul comisiilor, comisia numărul 4, favorabil. Numărul 1, favorabil. Numărul 5, vă mulțumesc, vă mulțumesc. Domnilor colegi, doamnelor, discuții, atunci vă rog să trecem la rog. Aș dori să cunoaștem și voturile colegilor care participă online. Toți trei au votat pentru, astfel cu 14 voturi pentru și o abținere, proiectul de hotărâre a trecut.